ce te uiți așa la noi? Mă uit în niciun fel, dar... Ba da, mi se pare, ai o altă privire. Ai privirea aia, de vrei să ne spui ceva? Stați un pic, calmați-vă. N-ai făcut vocea copiilor, ai făcut-o. N-ai făcut hai voi, ai făcut-o. Ce mai vrei să faci? Am o mică surpriză pentru voi, că am tot vorbit... Am tot vorbit de Unifest, de noul nostru festival de 1 iunie, da, și v-am spus că și anul ăsta o să urce pe scena noastră mai mulți artiști cu care noi suntem prieteni, mai da? Mai mulți, foarte mulți, da. Și mai așa, mulți. Așa, bun. Și ieri am vorbit cu unul dintre artiști și astăzi mai vorbim cu cineva. Am pe la telefon pe cineva. Alo, bună dimineața, Maria! Bună dimineața, bună dimineața Andrei, bună dimineața Iți, bună dimineața Viți. Doamnelor și domnilor, Maria Ene de la grupul Lilliput. Te iubesc, Maria! Și eu vă iubesc, și eu vă iubesc mult, mult, mult. Am înțeles că veniți pe 1 iunie pe la noi. Cu mare drag, ca totdeauna, copiii sunt foarte încântați de câte ori ne invitați, abia așteptăm ziua de 1 iunie, să ne distrăm iarăși toată ziua, de regulă nu-i mai scot din parc, chiar dacă noi suntem invitați și cântăm, ei rămân și ca spectator după aceea și se distrează toată ziua, sunt foarte fericiți. Păi dacă și e zi liberă, e pentru noi! Da, păi normal, normal, și nu numai pentru voi ăștia mici, și pentru noi ăștia mari, că și noi ne distrăm, nu-i așa? Da, și eu sunt mare. Să avem și noi o zi în care să fim copii, măcar o zi. Ce surprize ne-ați mai pregătit? E de pregătire, e să vă arătăm noi adulților cum vă puteți distra zi de zi, atât. Așa, așa, păi așa și trebuie, este important să nu uităm niciodată să ne jucăm și să ne distrăm, pentru că până la urmă grijile vin și trec, ne rămâne doar bucuria, nu? Da, așa. Ce surprize ne-ați mai pregătit anul ăsta? O să venim cu un cântecel nou de 1 iunie. Na. Pe care nu-l știe nimeni? Da. Pe care nu știe nimeni. Voi adică... veți asculta prima oară. Va și adică audiție la voi. Nu-l primim și noi înainte să-l dăm și noi la radio înainte? Abia după îl primim? Cu siguranță, nu, cu siguranță îl veți primi înainte, sper eu, cu măcar o săptămână. Așa, să ascultăm și noi un pic înainte. Mă simt onorat, să știm să-l cântăm și noi. Sigur, dar promisiunea e că va ajunge în primul rând la voi. Wow! Putem să știm cum se numește? Nu! 1 iunie, o zi doar pentru copii. E, na! Uite, Biții, na! Da. Și nu adică să e știi. Făcut special pentru 1 iunie când te-ai celul nou? Făcut, și e făcut special pentru Iți, Biții, să știți. Uite, poftim! Și nu voi să știi pe acum? Nu vrei tu să-l înveți până atunci? Cum să nu-l cântăm și noi? Iți-i sleșinatus de emoție! Păi vezi? Eu aștept să vină materialul final de la studio, îl voi înregistra cu copilașii mei și ei abia așteaptă, după care cântecelul va ajunge la voi cu mare, mare drag. Iuhu, apreciem, atât de important mă simt acum, fără să vreau. Domnul Iți! Bine! Păi nu-ți dai seama? Și în rest, cu ce v-ați mai ocupat în ultima vreme? Ce s-a mai întâmplat nou? Ultima oară am avut un eveniment dedicat sărbătorilor de Paști, că nu-i așa, ne cam pregătim de Sfintele Paști. Uh-huh. Am fost într-un mall și am cântat și ne-am distrat și am avut mare succes și iepurașul a adus ceva cadouri copiilor. Așteptăm cu nerăbdare 1 iunie. Până atunci mai avem niște evenimente și niște festivaluri de muzică la care participăm. Foarte tare. Și evident așteptăm și vacanța mare, vă dați seama, cu nerăbdare. O, da! Da. Normal, dar mai e foarte puțin. Bine, mulțumim mult de tot, Maria, și abia așteptăm să te vedem și pe tine și pe copiii la 1 iunie. Eu vă mulțumesc, abia aștept să vă văd, vă pup și vă iubesc. Numai bine și să aveți noi. O zi frumoasă. Mulțumim, pa, pa! Pa, Maria! Pa, Iți! Pa, wow! Mamma mia! Uite ce drăguț! Știi ce mi-am dat eu seama? Ce? Noi ar trebui să mai chemăm din când în când pe la matinal. Uite, poate ne cântă și nouă așa la emisiune. Da. Cum ar fi? Să-i chemăm și noi, că uite, ne vedem așa rar, mai ales că cu majoritatea chiar ne vedem doar o dată pe an, de 1 iunie. Da.
Și că tot vorbeam de dor, că ți se face dor dacă nu te vezi un an. A, puteți să chemăm pe, uite, și pe cei de la Lilliput într-o dimineață. De ce să nu ne cânte și nouă? Noi nu merităm să auzim și noi muzică live aici? Așa dimineață, chiar, da, chiar, uite. Să stea și cu noi. Ia să fie studioul plin! Exact, îți dai seama ce ar însemna să-i punem... Să-i urcăm pe mese pe aici, că n-avem unde să-i punem. Da? Bun, abia vă așteptăm pe toți să veniți la Unifest de 1 iunie, de ziua noastră a copiilor.